Oameni buni, vorbim despre unul dintre cele mai mari vicii ale omenirii, și anume fumatul. Dar să știți că vom face altfel, pentru că altfel este și doctor Cezar. Și chiar mai devreme m-a întrebat, poți să vorbesc orice? Și am zis, poți să vorbești orice, doctore, suntem o emisiune liberă. Asta e bine. Acum mă voi strădui ca ceea ce spun să fie foarte bine înțeles și să nu fie răstălmăcit. Deci cum pentru ne putem lăsa de fumat? Păi înainte de asta, ca să facem un pic de teasing, vreau să spun că și fumatul în anumite doze poate fi benefic. Doctore, las-o încolo. Da, cred că-s primul doctor la un televizor care, la televiziune, da, care spune asta. Da, așa este, nicotina are efecte antiinflamatorii, ajută sistemul nervos, ajută creierul, dar e vorba de doză, iar doza în cazul fumatului este foarte, foarte mică. Asta este motivul probabil pentru care oamenii, acum câteva mii sau zeci de mii de ani, când au descoperit focul și au dat foc prin pădure pe acolo la niște frunze, și-au dat seama că e ceva benefic, le face bine, îi activează și apoi îi liniștește. De aceea oamenii de astăzi care sunt în stres, au stări conflictuale sau poate fac asta din când se apucă la 16-17 ani, la 20 de ani, știm și noi cât de tumultoasă este viața atunci când majoritatea se apucă de fumat, se automedichează de fapt cu o țigară, cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, cu 20. Și la fel ca și în cazul altor substanțe sau vicii, alcoolul, da? Un pahar de alcool e benefic, dar o damingeană îți poate face rău. Soarele, hai să dau exemple mai pe care lumea să le înțeleagă. Soarele este benefic, luăm vitamina D, dar dacă stăm prea mult, ne ardem. Apa, da? Ce zicem? Un pahar de apă ne hidratează. 3 litri ne deshidratează. Și același lucru e valabil pentru orice substanță în universul ăsta. Doctore, tutunul, să spui că îți face bine. Păi nu spun eu, spun studiile. Și sunt studii care arată că ajută în... Infartul e făcut de acord, de tutun. Vorba de cantitate. Încă o dată, de asta nu vreau să fiu greșit înțeles. Da. Ce înseamnă? Adică ce cantitate? Cantitatea nu se cunoaște, dar o doză foarte mică și intermitentă, una, două țigări pe zi, nu ar face rău. Pentru că la fumat contează, ca și orice altceva, contează doza. Una e să fumezi două pachete și alta e să fumezi două țigări. Când începe o țigare, nu te mai oprești. Păi de ce nu te mai oprești? Pentru că țigările actuale, ele sunt făcute să se fumeze singure și se ard singure. Dacă lași țigara în scumuieră, ea se stinge singură. Îți întărește obiceiul. Despre asta este vorba. Obiceiul de a fuma, care nu este doar dat de nevoia de nicotină, este dat de anturaj, de aduce ceva la gură. Și atunci putem bea, de exemplu, un pahar cu apă, dacă vrem să renunțăm la acea țigară. Sau putem roade un morcov. Sau putem face orice altceva cu gura și cu mâinile în acel moment. Perfect. Și atunci, întrebarea pentru cei de acasă și de la cei de acasă, cum ne lăsăm de fumat? Cum ne lăsăm? Uite, totuși avem vreo 30% dintre cei care ne trimit mesaje care fumează și poate ar vrea să se lase. Bineînțeles că cei oameni care se consideră fumători fumează deja mult. Fumează un pachet, fumează două, cu mult, mult peste acea doză care ar fi total inofensivă de una, două țigări. În antichitate, era un rege, Mitridates al VI-lea, care se otrăvea în fiecare zi cu o doză mică și a devenit imun la otrăvire, pentru că pe atunci erau asasinați prin otrăvire, îi punea ceva în mâncare și mureau. Tatăl său a fost asasinat în acest fel, a fugit în pădure și timp de 7 ani a stat acolo ascuns și și-a administrat în fiecare zi câte o doză de otravă, o doză mică formată din 50 de plante, și când s-a întors la conducerea regatului Pontului, a rezistat cam 50 și ceva de ani, a pus mari probleme Republicii Romane. Deci n-au reușit să-l asasineze, n-au reușit să-i facă nimic, a devenit mult mai rezistent pentru că și-a administrat acea doză, l-a făcut mult mai puternic. Ce nu te omoară, te face mai puternic, dar doza trebuie să fie non-fatală, adică să nu fie o doză mică, că dacă ar fi luat atunci o doză mare, n-ar mai fi existat. Deci cum se pot lăsa oamenii de fumat? Oamenii se pot lăsa de fumat ajungând la acea doză mică. Cum ajungem la acea doză mică? Adică, cei care au voință, oricum n-au nevoie de noi. Pentru că nu e nevoie, pe pachetul de țigări scrie că e dăunător. Cum ar fi fost să vin eu acum în emisiune să spun că fumatul e dăunător? Păi scrie pe pachet, da? Deci nu ai nevoie de chestia asta, ai nevoie de o altă... Că te omoară. Că te omoară, ok, și îți cade potența și îți faci infarct și faci cancer de plămâni și așa mai departe. Tot e adevărat. Scrie mare și scrie mare. Și pozele alea, okay. Și lumea tot fumează. Păi de ce fumează? Pentru că este interzis. Ceea ce este interzis este mai răvnit.
Și oamenii au tendința dar să se opună. Dar nu interzis, doctore, că te duci și cumperi, nu interzis. Păi e cumva e rău să spui. Și acum să zic, domnule, nu mai fumați, nu mai beți, nu vă mai distrați, nu mai cântați manele și așa mai departe, da? Este o anumită ipocrizie în societate și de-aia oamenii nu se vindecă, pentru că sunt ipocriți, da? Dacă eu ascult manele, da, declar că ascult manele și îmi plac manelele. Și l-am salutat pe Vale aici, de față. Și nu sunt genul ăla de îmbrăcat frumos așa, nu, domnule, nu, că mie miroase a ceva, nu. Suntem oameni și avem vicii, iar suma vicilor este constantă. Toți avem vicii din toate. Deci tu zici că oamenii ar trebui să se lase ușor, ușor. Oamenii ar trebui să își diversifice vicile. Adică dacă nu te lași brusc... Sunt și... Dar ăștia oricum n-au nevoie de noi. Gata, pa. Da, dar ăștia oricum n-au nevoie de noi. Ăștia odată li se trezește conștiința și gata. Așa n-au nevoie de... Acum, soluția pentru cei care nu vor să se lase brusc și vor să ia câte puțin, ar fi următoarea. În loc să-și ia țigări de astea obișnuite, să-și facă țigări din tutun, tutun organic, cu foițe. În momentul în care stai și rulezi o țigară de genul ăla, durează mai mult. E ca un obstacol. Și apoi să-ți impui ca în următoarele 2-3 ore să nu mai fumezi niciuna. Astfel încât, pe parcursul unei zile, nu poți fuma mai mult de 7 țigări. Acele țigări oricum îți dau o doză de nicotină și îți răspund nevoii tale, pentru că acea nevoie există. Oamenii care se lasă brusc de fumat se apucă de îngrășat și asta poate fi mult mai rău. Fumatul și tutunul are efect de sațietate și toți oamenii care se lasă brusc de fumat și nu schimbă și altceva în viața lor se vor îngrășa mai mult, fac rezistență la insulină, diabet, se îngrașă 20-30 de kilograme și ce am rezolvat? Doar că e nefumător? Nu știm care e rău. Uite, cel mai... Cineva zice că nu fumatul face bine la creier, la sistemul nervos, ci nicotina. Nicotina, fumatul, da, conține nicotină, dar și multe alte substanțe nocive. Da, de aceea am spus nu țigările obișnuite, care sunt făcute, sau... sunt puse în aceste țigări. Sunt puse substanțe care să creeze dependență în afară de nicotină. Nicotina creează și ea dependență, dar și multe alte substanțe, la fel cum se pune și în mâncare. Dar dacă găsești un tutun original, tradițional, organic și fumezi una, două țigări, că una, două chiar atât înseamnă. Când spun 1-2 pahare, oamenii uit să numere de numără până la 12. 1-2 înseamnă că 12, nu? Sau cum? Da. Așa și cu țigara. 1-2, adică în loc e liniuță între 1 și 2. Zice cineva, m-a lăsat brusc de fumat, pur și simplu am zis că eu sunt stăpâna corpului meu, doamnă, stăpâna corpului meu, da, nu țigara, care... și tata a reușit să facă la fel. Adică brusc. Da, da. De acum. Deci oamenii ăștia oricum în momentul ăla de inspirație, deci fumatul este extrem de nociv. Fumatul în felul ăsta este extrem de nociv. Dacă oricum ai acea voință, asta faci din acest moment. Și încă o tehnică. Când să zicem că încerci să te lași de fumat, da? Și vine un prieten la tine, zice, uite, ia o țigară. Zic, bă, nu, încerc să mă las de fumat. Nu, în acel moment spui, nu, mulțumesc, sunt nefumător. Eu acum, în timpul prezent, sunt nefumător. Acum sunt cel care e competent să fie nefumător. Creierul adică, transmite un mesaj. Exact, exact. Nu? Dacă spun că încerc, înseamnă că mă învârt în cerc și eu acum sunt fumător, dar nefumătorul va fi undeva în viitor. Dar viitorul e compus din prezentul care se desfășoară. Deci eu acum trebuie să fiu nefumător. Eu acum zic, bă, nu, gata. Dar sunt foarte mulți telespectatori care fumează mult la șprițuri. Băi, da, asta e demonstrat. Alcoolul cu fumatul merg mână în mână și se potențează. Un fumător va bea mai mult, un băutor va fuma mai mult. De ce? Pentru că acționează asupra hormonilor plăcerii din creier, a dopaminei. Și sunt niște mecanisme de astea de rezistență la receptor care, în fine... Există unde ce, e mai complicat. Multă lume zice, domnule, m-a lăsat brusc de fumat. Da, dar multă lume, brusc, adică multă lume, dacă găsești inspirația sau ai o credință, o puternică și într-adevăr, fumatul este un viciu și cauzează cancer, cauzează infarct miocardic, boli vasculare, atunci și înțelegi că ești într-un pericol și ai și multe alți, ai mulți alți factori de risc, da, dorești să fii sănătos, vrei să fii în viață pentru copiii tăi, și iei o asemenea decizie. Dacă în schimb, și aici e o altă discuție, dacă în schimb ai fost fumător 40 de ani, ai făcut o relație cu acel fumat, să te rupi de copilul tău care-i fumatul, acea ruptură e... face bine. Uite, e cineva care zice că s-a lăsat de fumat și mai fumează un arghileat din când în când. Da, e o soluție. Și asta este o soluție. Sau dar trabuc. Legat, da, asta o recomand, dar așa ca substituent. Deci nu înlocuim un rău mai mare cu un rău mai mititel. În arghileaua? Păi sau da. Trabucul? Băi, trabucul nu prea-i văd rostul, dar țigările de foi au sens. Acum, dar ține de preferințe. Toate sunt nocive în doză mare. Da? Dacă tu ai înlocuit 20 de țigări normale cu 10 trabucuri, nu-i mai bine. Da? Dar legat de... Trebuie o anumită intermitență. Adică să poți ține acea pauză de 2-3 ore, să-ți impui, să-ți dai seama că ești puternic.
o ții după aia 4 ore, 5 ore. Și în felul ăsta... Nu poți să ții pauza asta? Păi ții nu, dar știi că... cu avionul păi nu, de 7 ore. Ții, atunci... exact, da, deci toată lumea în avion nu fumează, corect. De zilnic, faci naveta. Și vezi că poți, că zici că băi, eu nu pot fără țigară. Păi și ți-a dus, uite, foarte bun exemplu, ți-a dus, bă, da, am zburat cu avionul și am putut, am murit, n-am murit. Ah, ok, înseamnă că pot. Înseamnă că ține de voință. Ei, și în momentul în care crești foarte mult distanța între două țigări, 2 ore, 3 ore, 4, 5, 6 ore, în momentul ăla scap de dependență și de legăturile, pentru că îți dai seama, realizezi că bă, da, pot. Da. Și din 20 de țigări rămân cu 2 și cu alea nu mă mai simt vinovat. Țigara nu mai este interzisă. Încă o dată, dacă spun, gata, mă las de fumat, nu mai fumez niciodată. Mă, te lași, păi, am o grămadă, am foarte mulți pacienți. De pe 1 ianuarie se lasă de fumat și nu, pe... Nu, de acum, din clipa asta. Păi nu, că nu, în general oamenii se lasă pe 1 ianuarie sau au o dată așa, da, de ziua și lor. 1 ianuarie, stai, și după, de pe 2... și pe 1 aprilie fumează 3 pachete. Am prieteni care pe 1 ianuarie se lasă de băut și pe 1 aprilie, de pe 1 aprilie până pe 1 iunie beau în fiecare zi de sting. De fapt asta este, când interziți ceva, apare acea dorință din ce în ce mai crescândă de la o zi la alta, da, și oamenii, uite, nu rezistă. Sunt Geta din Tur, da, și am zis de mâine nu mai fumez și am deja 8 ani. Am fumat 30 de ani și nu o să mă mai apuc niciodată. Bravo, Geta, felicitări. Oameni care imediat zic, uite, m-am lăsat după 45 de ani de fumat, am văzut că îmi face rău, dar fumam un pachet și jumătate, am văzut că îmi face rău și nu mai fumez de 8 ani. Nu brusc, dar în 3-4 luni, da, o zi bună și emisiune super văzută. Sărut, da, mâna. Frumos. Da, deci cei care au reușit să spună și celorlalți prieteni, rude, că, până la urmă ții informația și de la televizor, dar o iei și din rândul celor apropiați, cine are voință poate. Da, sau să existe momente care dar să se producă un declic. Dar să găsim și o soluție pentru cei care au primit această informație, dar încă n-au accesat-o. Și cineva zice, bună, Măruță, eram o fumătoare înrăită, dar în momentul în care am aflat că sunt însărcinată, nu am mai pus țigara în gură. Da, sunt 12 deci, dragostea, de într-adevăr, un motiv suprem, da. Când ai grijă de altcine, noi mai mult avem grijă de alții în loc să avem grijă de noi, pentru că acel copil va avea 10 ani, 20 de ani, 25, 30 de ani și va vrea să te știe pe tine ca părinte sănătos. Apropo de încă o motivație pentru cei care au copii, da. Și da, pentru că această doamnă a făcut-o pentru a fi cu copilul el, pentru a avea grijă de el, dar grija nu se termină niciodată. Sunt foarte mulți tineri, da, la 20-30 de ani, care și-au pierdut părinții și au rămas toată viața nefericiți și au traume pentru că au murit părinții la tinerețe din cauza fumatului sau alcoolului. Pentru că acei părinți s-au sacrificat, așa zis, pentru copii, dar și-au sacrificat sănătatea lor și în felul ăsta i-au afectat pe copii pentru că au murit prea devreme. Da. Da, deci copiii sunt o motivație foarte zice bună. Zice cineva, am fumat 25 de ani, de la 17 ani m-am lăsat, am fumat 25 de ani de la 17 ani și m-am lăsat brusc acum aproape 5 ani. Brusc fără reducerea, da, numărului de țigări. Nu dă rezultate asta cu reducerea numărului de țigări și fără să fiu bolnav. Pur și simplu am renunțat. Bravo, felicitări. Asta cu reducerea numărului de țigări nu dă rezultate la cei care nu și-au rezolvat motivele pentru care fumează. Dacă fumezi conștient că e de bine, dar dacă fumezi de stres, de nervi, dacă ești apăsat de griji, de frustrări și atunci fumatul îl iei ca un medicament, da, pentru creier, atunci nu e ok. Deci depinde de context. Uite, una avem telespectatori nefumători, 70% bravo, nu fumează, dintre cei care se uită la noi, Campania de interzicere a fumatului în locuri publice a fost foarte benefică, pentru că a creat acea pauză. Ești undeva într-un restaurant, da, și bă, până la urmă vezi că poți. Da, foarte, da? Bună, și, campania. Foarte bună campania. Și uite, dar aici, acum că a fost înlocuită cu astea vaporoase, nu cred că e așa bine. Iar astea vaporoase sunt... Pentru că astea cresc obiceiul de a fuma, de a sta cu mama, pipa aia în din aia de nu te mai oprești și încă nu știm, nu avem studii dacă sunt sănătoase sau nu și eu cred că nu. Eu cred că nu, așa încât trebuie să scăpăm de tot acest obicei de a sta cu paiul în gură. Și un ultim mesaj, puternic nu e cel care nu a fumat niciodată, puternic este cel care a fumat și s-a lăsat. Eu nu am fumat niciodată, soțul meu s-a lăsat după 10 ani, el este puternicul familiei, da, Roxana din Bacău. Bravo, păi cel care a fost în ispită și n-a mai căzut, asta e. Păi unul care n-a testat, n-a știut... N-are, da, niciun... Și oricum, fumatul îți dăunează și ai zis și la sex și potență. Fumatul dăunează și stomacul, strică și dinții. Strică tot, da. Strică și strică dinții, tot, da. Mor și de inimă, zi. Da, fumatul este dracul pe pământ. Asta e. Doar că acum ne lăsăm de fumat și cădem în plasa altor dragi. Acum care e important zahărul. Atenție, cei care se lasă de fumat, atenție că se apucă de mâncat, deci trebuie să nu vă apucați nici de mâncat. De mâncat în exces. Dr. Cezar vă așteaptă pe pagina lui de socializare, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Dr. Cezar, căutați-l. Doctore, îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm pe la noi. Ce faci? Tu la o țigară acum? Acum nu.